Între cei citați se află președintele Federației Române de Box, Fănel Trandafir, antrenorul federal Vali Vrânceanu, secretarul general al FRB Cristi Constantinescu, dar și Titi Tudor, fostul antrenor al lui Leonardo Roftei. DNA vrea să afle dacă în sediul biroului federal din 8 aprilie 2011 s-a votat să-i se acorde licența pentru organizarea galei profesioniste de box din 9 iulie a acelui an, firmei deținute de președintele FR Box Rudel Obreja. Inspectorii departamentului de luptă antifraudă au ajuns la concluzia că firma lui Obreja nu avea în niciun caz capacitatea tehnică și profesională de a organiza o asemenea gală. Acesta este acuzat de tentativă la obținerea ilegală de fonduri din bugetul Uniunii Europene, trafic de influență în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, fals în înscrisuri și primire de foloase necuvenite. Suma alocată acestui eveniment depășește 200.000 de lei.